Salutare, prieteni! Bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Bianca și în clipul de astăzi răspund la câteva dintre întrebările pe care mi le-ați lăsat în urma solicitării mele de pe Instagram, referitoare la sarcină copil și așa mai departe. Deci, sfera asta, da? V-am solicitat pe Instagram, aseară chiar, să-mi adresați întrebări sau curiozități. Pentru că, da, nu mai am mult, bebe o să apară și probabil nu o să mai am timp să vorbesc despre asta. Așa că acum am considerat că este momentul oportun pentru a vorbi despre subiectele acestea. N-am vorbit foarte mult despre sarcină pe parcursul acestor luni pentru că nu au fost lucruri, nu știu, ieșite din comun. Adică am avut o sarcină ușoară de care m-am bucurat în fiecare clipă. Și a fost totul ok. Am făcut două clipuri, mi se pare, da? Două clipuri despre sarcină. Primul era undeva prin săptămâna 6, cred, aproximativ, în care vă povesteam despre simptomele pe care le-am trăit și cum a decurs totul, cum am aflat și așa mai departe. Și am mai făcut încă un clip tot pe partea cu sarcină. Cel cu miturile despre sarcină. În cazul în care nu le-ați văzut, vă invit să o faceți. Așadar, o să trec la întrebări, voi parcurge întrebările și în cazul în care voi considera că sunt lucruri care merită menționate în plus față de ceea ce m-ați întrebat voi, am să vi le spun la sfârșit, după ce parcurg întrebările. Aici sunt notate în carnețel și o să încep așa. Este adevărat că știi când ești pregătită? Nu știu exact la care moment se referă, dacă știi când ești pregătită, dacă știi când ești pregătită să ai un copil sau să-l aduci pe lume sau... Nu știu. Dar dacă întrebarea asta ar suna diferit, este adevărat că știi atunci când ești însărcinată, oarecum simți. Bine, eu am fost genul de persoană care am fost concentrată pe sarcină de câțiva ani încoace, deci eu am avut în fiecare zi sarcina în cap. Așa că... Dar, da, oarecum simți că ești însărcinată, adică corpul tău îți trimite anumite semnale și mintea ta îți trimite anumite semnale care te trag de mânecă și oarecum îți spun, alo? Dar revenind la această întrebare, dacă este adevărat că știi când ești pregătită, pregătită pentru ce? Ia, mai departe. Simptomele primei săptămâni și cum te face să te simți ca și stare psihică, mă refer. Zice, simptomele primei săptămâni, n-am avut simptome prima săptămână, adevărul este că eu am aflat foarte repede, exact cum v-am povestit și în clipul acela din săptămâna 6, eu am aflat super repede, am aflat cu 5 zile înainte să-mi întârzie ciclul menstrual, deci săptămâna 4 ar fi venit atunci când trebuia să-mi vină ciclul, deci am aflat în săptămâna 3. Foarte repede, mult prea repede pentru a putea avea vreun fel de simptom, în afară de tensiunea în zona sânilor, altceva n-am avut. Și cum te face să te simți ca stare psihică? Am să vă spun cum am simțit atunci și cum mă simt acum. În momentul în care am aflat, bineînțeles că atât eu cât și soțul meu am fost cuprinși de o bucurie imensă, super mega gigantă. Și în același timp de o teamă explicabilă, nu inexplicabilă, pentru că cei care mă urmăriți de ceva vreme știți că noi am trecut prin anumite experiențe care nu ne-au adus bucurii. Ba din contră, ne-au adus tristețe și mâhnire și frustrare și așa mai departe și atunci, bineînțeles, și în urma acestui test pozitiv, am fost așa 50-50, am fost super, super bucuroși, după care am fost, păi, Doamne, să fie totul bine și așa mai departe, că, na,
frica inevitabil s-a instalat. Iar acum, în momentul de față, mă simt super nerăbdătoare. Eu mi-am păstrat entuziasmul pe tot parcursul sarcinii. Am încercat pe cât am putut să elimin toate gândurile negative. Din momentul în care mi-am văzut gogoșica acolo pe ecograf, așa am zis eu, gogoșică, da, în momentul în care mi-am văzut gogoșica acolo pe ecograf, că e în uter și că e ok, am încercat să elimin toate gândurile astea negre, că s-ar putea întâmpla ceva. Și lucrul acesta mi-a fost de mare folos, pentru că toată lumea din familie și dintre cunoscuți și așa mai departe îmi spun că sunt o gravidă foarte relaxată, lucru care eu cred și la fel lumea spune că ar fi foarte, foarte ok pentru bebeluș, că nu va fi stresat, că va fi liniștit și așa mai departe. Ei bine, asta îmi doresc și mă bucur că am reușit să fiu o gravidă pe cât posibil relaxată și calmă. Bine, că m-au mai trăznit pe mine hormonii, dar da. În momentul de față așadar, bucuria este la fel de mare și nerăbdarea, începe să se instaleze nerăbdarea. Suntem în 34 de săptămâni, mai avem puțin, nu știm când are să vină, nu vom apela la cezariană, cel puțin nu-mi doresc acest lucru. Așa că, da, oricând ar putea să apară. Mai departe. Orice ți se pare ție demn de menționat. Stări de greață, poftă, alimentație strictă, dureri. Stări de greață. Stări de greață am avut în săptămânile 6-8. Deci au fost vreo două săptămâni în care am avut stări de greață din alea de Doamne, iartă-mă, că nici apă n-am putut să beau, nici aer să iau, nici... A fost crunt. Crunt. Partea bună este că n-am avut parte de vomă, deci n-am vomitat. Pofte. Nu sunt o gravidă pofticioasă. O singură dată am avut o poftă. Se făcea că am visat. Deci am visat că nașa mea de cununie a făcut plăcinte cu gem de prune. Și nu mi-a dat. Da, așa s-a făcut în vis, că nu mi-a dat. Am reușit să fur una în vis și să o mănânc. Și m-am trezit cu gustul acela de plăcintă și gem de prune în gură și de cum mi-am deschis ochii, unde e făina, unde e drojdia, unde sunt toate, eu vreau plăcinte cu gem de prune. Mi-am făcut plăcinte cu gem de prune, am mâncat una și cam asta a fost. În rest, alte pofte nu prea am avut. De curând, însă, s-a întâmplat să am o poftă. Am fost cu părinții mei până colo în munți, în căutarea zăpezii. Și venind așa în drum spre casă, pe undeva prin Oșenime, am văzut un stand în fața casei cu mere. Și mi-am adus aminte eu de merele alea gustoase din copilărie, când făceam schimb cu oșenii, noi dădeam porumb și ei ne dădeau mere și mi-am adus aminte de gustul ăla bun al merelor și așa mai departe și m-a lovit așa o poftă și am zis că musai să mă duc să-mi cumpăr 2-3 mere de la standul respectiv, pentru că altfel nu știu ce o să se întâmple, e gravă treaba. Da, cred că asta a fost o poftă. În rest, totul bine și frumos. Ai putut să mănânci în fața mea, dacă nu mi-a trebuit, nu mi-a trebuit. Și aia e. Apoi, alimentație strictă. N-am avut o alimentație strictă. Am mâncat ce mi-a dorit sufletul și cât mi-a dorit sufletul. Motiv pentru care se vede pe silueta mea, da, nu-i baic, o dăm jos. Prima dată dăm primul colet copilul și apoi dăm și restul. Dureri. Dureri n-am avut în timpul sarcinii. Nu mi-aduc aminte să fie avut. Sunt durerile de acum. Mă mai străpunge, știți voi, acolo jos, mă mai doare spatele, mă dor picioarele, dar acestea sunt dureri absolut normale. Mergem la următoarea întrebare, ca să nu lungesc foarte, foarte mult. Cum dau burta jos după naștere? Ei bine, la această întrebare o să pot să-ți răspund după naștere. Eu încă nu am născut, nu am ajuns încă în punctul acela de a lucra la silueta mea, dar cu siguranță o să împărtășesc cele mai bune ponturi și tipsuri cu voi
după ce o să scap și eu de ea și sper să scap repede. Mai departe, câte săptămâni ai? În momentul de față am 34 de săptămâni. Și pentru că tot zicem de săptămâni, o să încerc să vă arăt și burtica. Cu siguranță sunteți curioși. Un pic că mă ridic mai greu. Da, el stă undeva aici. Aici îi place lui să stea. Don't judge him. Ia că v-am arătat și burtica, nu cred că v-am mai arătat-o decât în primul clip, cel de la 6 săptămâni, când, bineînțeles că nu se vedea nimic. Așa, după aceea, când cântărește bebe tău acum? În momentul de față nu știu cât cântărește. Ultima dată am fost la control la 30 de săptămâni și bebe era foarte mare. Nu mă mir că e mare și burta e mare și eu sunt mare. Nu știu pe cine seamănă așa de mare, că noi nu suntem oameni mari, n-am oameni mari în familie, adică eu sunt mărunțică, maică-mea la fel, taică-meu e acolo în limitele normalului, e ok, nu e mic, nu e nici foarte înalt, soțul meu la fel, părinții soțului meu, din nou, nu sunt giganți, așa că nu știu de unde copilul ăsta e mai mare. Ideea este că la 30 de săptămâni, bebelușul nostru cântărea 1881 de grame, ceea ce era cu mult peste ceea ce trebuia să fie. Trebuia să fie undeva la 1500 și el era cu 300 și de grame mai mare față de ceea ce trebuia. Dar fiecare copil crește și se dezvoltă în ritmul propriu. Mi-a spus medicul că nu este nicio problemă, așa că crești tu că în continuare. Mai departe, ce nu ai voie să faci în timpul sarcinii? Acum am discutat despre ce e voie, ce nu e voie, mituri și așa mai departe, în clipuri destinat miturilor referitoare la sarcină. Din lucrurile pe care eu nu le-am făcut în timpul sarcinii, a fost să nu fac băi în vană, adică am ales numai și numai dușul. Și asta pentru că medicul meu mi-a recomandat asta. N-am băut alcool, n-am fumat, n-am luat medicamente. În rest am încercat să am o viață normală. Bine, n-am țopăit, n-am alergat, adică am încercat să mă menajez oarecum. Din nou, la îndrumarea medicului, pentru că sarcina mea a fost considerată sarcină cu risc, date fiind întâmplările din trecut, și ca să fie totul ok, a zis că cel mai bine ar fi să încerc să mă menajez un pic mai mult, să nu ridic, să nu alerg, să nu depun efort prea mare. Dar ce n-ai voie să faci? Cam astea ar fi. Să nu consumi alcool, să nu fumezi, droguri. Mă rog. Să nu ridici, chiar dacă ai o sarcină ok din toate punctele de vedere. Cam astea ar fi. Mai departe, ai avut sângerări? Slavă Domnului, n-am avut sângerări și spun slavă Domnului pentru că, deși știu că sunt anumite sarcini, verișoara mea, de exemplu, a sângerat la începutul sarcinii, deși sarcina ei se dezvolta perfect normal, a avut mici sângerări. Ei bine, eu, din fericire, n-am avut parte de aceste sângerări și spun din fericire pentru că ar fi fost un factor stresor în plus și eu n-am avut nevoie de factori stresori. Deci, slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de o sarcină care a decurs normal până în momentul de față și sper să decurgă în continuare până la naștere și să fie totul ok. Deci, nu. Nu dureri și nu sângerări. Bebe va dormi singur. Pentru bebe am cumpărat un baby nest și sper să-mi iasă mie pasența cu baby nestul ăsta pentru că nu vreau să culc copilul cu mine în pat.
Nu știu cât de egoist este acest gest sau mai puțin egoist. Ideea este că eu, ca și copil, am dormit cu părinții mei în pat și am dormit mult și am devenit prunc în toată firea, deci măricică de câțiva ani și am refuzat să dorm singură. Asta pentru că m-am obișnuit să dorm cu ei. Și pentru că ori de câte ori am încercat să dorm singură, m-a apucat sentimentul acela de frică și singurătate. Ei bine, nu-mi doresc asta pentru copilul meu, îmi doresc ca el să fie capabil să doarmă singur, atât în patul lui, cât și în cameră, bine, nu de nou născut, dar pe viitor, și să nu sufere de teama asta de singurătate, de întuneric, de așa mai departe. Așa că revenind la Baby Nest, am luat Baby Nestul ăsta și pe Baby Nestul ăsta, deci cuibul ăsta de bebeluș, o să-l pot pune unde vreau eu. Astăzi dorm pe pat, acei lângă mine, data viitoare dorm în pătuți, Baby Nestul pot să-l duc și la mama, pot să-l duc și la mama soțului meu, deci cu Baby Nestul ăsta pot să-l port pe oriunde și el nu va simți că nu este unde trebuie să fie, el va fi un Baby Nestul lui și tot o să fie ok. Cel puțin în mintea mea asta se întâmplă, apoi acum vom vedea. Ți-ai pregătit bagajul? Presupun că este vorba despre bagajul de spital, în mare parte este pregătit, îmi mai trebuie câteva chichițe pe acolo, dar da, în mare parte este pregătit. Și cea din urmă întrebare, ce ți s-a părut cel mai greu? Ce mi s-a părut cel mai greu până în momentul de față? Am mai primit întrebarea asta de la o verișoară de-a mea, care parte mi s-a părut mai grea. A fost grea și partea aceea de 2 săptămâni în care am avut grețurile alea spurcate, Doamne, ferește-mă la o viitoare sarcină să mai am așa ceva. A fost grea și partea aceea, dar nu se poate compara cu partea asta de vorba aceea, ultima 100 de metri, în care e... Nu degeaba se spune că o femeie e grea. Atunci când e gravidă, e grea, da? E cu adevărat grea și te simți grea. Și chiar dacă nu te-ai îngreșat foarte mult, eu până în momentul de față am pus 9 kg, ceea ce mi se pare super fain, având în vedere că am mâncat ce am vrut și cât am vrut, te simți grea, greoaie. Mi-e greu să mă mișc și pe aici prin casă. Mi-e greu să mă duc la cumpărături, de exemplu, deci evit deja să mă duc la cumpărături. Mi-ajunge să fac așa o tură prin Kaufland și deja scot o limbă de 1 metru și nu mai gata, nu mai vreau, lăsați-mă în pace, eu vreau să stau întinsă. Nu pot să spun că am fost sedentară pe tot parcursul sarcinii, pentru că am mai făcut una alta, adică n-a fost nevoie să vină mama să-mi facă curat în casă sau să-mi facă de mâncare sau, nu știu, să-mi spele hainele, chestii de astea. Eu m-am ocupat de ele. La fel, am mers, am venit, am încercat să nu fiu sedentară. Dar, cu toate astea, pe măsură ce burtica crește, kilogramele se pun așa unul după altul, e mai greu. Deci, cred că partea asta este cea mai grea și... Mă gândesc așa oarecum cu groază la faptul că sunt doar 34 de săptămâni. Deci, în mod normal, până la 40 mai sunt 6 săptămâni. Și voi vă dați seama în 6 săptămâni cât mai poate să crească? Mult. Vă spun eu, mult. Și pe măsură ce crește, normal că lucrurile se complică, devine din ce în ce mai greu. Somnul este din ce în ce mai greu de obținut și când îl obții și crezi că ce bine te-ai pus, ți-ai găsit în sfârșit poziția potrivită, te apucă să te duci la pipi și ia că așa trece noaptea. Eu mă trezesc cam la o oră și jumătate, 2, pentru a merge la baie și dacă sunt 2 ore, deja efectiv simt că pușcă vesica. Și nu e ok. Dar bine că este. Bine că este, bine că am ajuns, slavă Domnului că am ajuns până aici și sper să o ducem încă 2-3 săptămâni.
Nu știu, am impresia că se va întâmpla undeva la 37-38 de săptămâni, dar probabil asta e mintea mea pentru că vreau să vină mai repede. Să mă mai uit aici, că mi-aduc aminte că am uitat ceva. Da. Cum ai ales numele? Am sărit peste o întrebare. Cum ai ales numele? Numele de Victor a venit așa. Știți voi, când ți se aprinde un beculeț. Pac. Nu l-am văzut scris niciunde, nu l-am auzit niciunde, pur și simplu dădeam așa scroll peste numele de băieți, că noi am aflat de sexul copilului la 11 săptămâni, deci foarte, foarte repede, și dădeam așa scroll și și la un moment dat, cu totul alte nume se desfășurau în fața ochilor mei și mi-a venit așa, ding, Victor. Ce mie numele ăsta de Victor. Și am rămas cu numele de Victor. Deși am avut foarte, foarte multe discuții, atât în familie, cât și în rândul prietenilor, că Victor, că nu știu ce înseamnă, că... Până la urmă este copilul meu și pun ce nume vreau eu. Așa că e Victor. Al doilea nume este Sebastian. Și ăsta are o semnificație foarte importantă pentru mine. N-am mai vorbit despre acest subiect, cred că niciodată. Înainte cu 2 ani de a mă naște eu, mama, părinții mei, au pierdut un băiețel născut prematur la 6 luni. A supraviețuit numai 2 zile și mama a stabilit pentru el numele de Sebastian Daniel. Bineînțeles că nu a apucat să-l poarte și atunci am zis că îmi doresc să preiau numele acesta de Sebastian și să-l pun copilului meu. De aici numele de Sebastian. Așa că numele lui va fi Victor Sebastian. Sper să nu mă apuce să zic alte lucruri în momentul în care iese, dar sunt foarte hotărâtă că așa rămâne. Ok, nu mai am alte întrebări, m-am uitat, totul este sub control. Nu o lungesc mai mult. În cazul în care aveți alte întrebări sau curiozități, eu vă stau la dispoziție pe Instagram. Puteți să-mi adresați acolo întrebări, curiozități, mai știu eu să-mi cere sfaturi, cu drag vi le ofer. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până în acest punct. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și data viitoare când vorbim tot despre copii, sper să fie când Victor va fi deja în brațele mele. Pupici!